Câți bani a primit Alex Delia, din partea Pro TV, pentru cele 15 săptămâni petrecute la Survivor All-Stars? S-a așternut liniștea în ediția de joi, 25 aprilie 2024, a emisiunii Survivor All-Stars. Alex Telia, câștigătorul trofeului de anul trecut, a fost eliminat din competiție. În urma unui duel eliminatoriu la care au participat numai puțin de cinci concurenți robot-moscalu, ZANI, Alex Delea, Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu, Delea a ieșit din joc. După mai multe clipe de șoc, ceilalți concurenți aflați în joc au început să aplaude impresionați. Cel mai vizibil afectat de felul în care au evoluat lucrurile este prietenul lui Delea, care începe să plângă în hohote. A primit 4.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor All-Stars. A rezistat 15 săptămâni deci 4.000 ori 15-60.000 de euro. Alex Delia, câștigătorul trofeului al sezonului emisiunii Survivor All Stars. Din 2023, tocmai a fost eliminat din competiție. A pierdut duelul eliminatoriu cu Robert Moscalu, Zani, Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu. În ciuda competiției dure, ceilalți concurenți l-au aplaudat pe Alex Telea. Prietenul său a început să plângă.